Bun găsit, oameni buni, într-un episod cu minunatele noastre serenisime. Nu uitați să dați mare, mare like și să vedem ce se mai întâmplă pe minunata noastră insulă Mako. Fetelor, am o întrebare. Da, Coda mea, Cleo? Pare mare din unghiul ăsta? Nu, dar te face grasă, nebună. Ei bine, nebună. Depinde dacă vrei să intri în bluș sau nu. Bela? Ce-a fost cu râsul ăla? Ce s-a întâmplat? Cine-a râs? Ah, scuze. Zici că a râs cineva într-un WC? Mă gândeam la Will. Ah. Nu le înțeleg. Odată e drăguț, iar în minutul următor este rece. Păi depinde dacă e vorba despre Ricky sau nu. Pare rău, nu am vrut să... Nu ai vrut să ce? Să ce? Păi eu vorbesc despre Will când tu și Zane... Eu și Zane nimic. Chiar că nimic. Am ales că e diferită și e în regulă. Am ales asta pentru că altceva n-a fost. Nimeni nu o despărțire ca fiind în regulă. Păi de ce să nu fie? Nu am nicio cafenea de care să-mi fac griji, nu am personal de care să-mi fac griji. Dar nu era pe numele ei cafeneaua. Sunt o nouă sirenă. A, deci acum gata? Ea nu mai lucrează acolo, nu mai e nimic? Era un business frumos. Păcat că a renunțat și la muncă. Da, te văd. Bine. Este banana. Nu? Nu, robota, furizit, oprește-te! Stop! Pare că nu se descurca. Ce s-a făcut săracul Blender? S-a stricat. Îl trimit înapoi la magazin. Poate te pot ajuta. Dacă tot e despărțit, poate ai nevoie și de o colegă nouă și de o iubită nouă și de o mireasă sau... Bine, toată lumea, ascultați la mine. Ea este Sophie, știe cum se conduce locul ăsta și este noul manager. Noul manager? Da, deci toate problemele de personal ajung la ea de acum. Deci nu numai că a dat un bar rău de tot... La faza cu Ricky, din cauza ei, o pune și manager în locul ei. Vai, cum e asta? Nu-mi dau seama dacă e foarte rău intenționat sau dobitoc. Zi? Mulțumesc. El de obicei nu-i naiv. E dobitoc înseamnă că... Nu, asta trebuia să fie mango. Mintea ta nu e la slujbă. Asta a fost ultima tatură. Ce? Ce? Am cer scuze. A fost grozav. Bine, ți-aduc altul. Hei, te pot întreba ceva? Se aliază nebunele răutăcioase, fii atent. Aoleu, asta înseamnă numai problema. Te superi? Nu. Hei, ți-ai cheltuit toată alocația? Acum cât timp lucrez, nu te interesează ce fac cu banii mei. A, angajat-o. Okay. La cafenea, noul manager de acolo spune că am un viitor minunat. Ceea ce e mai bine că lucrează acolo. Cum așteptam să comploteze împreună împotriva sirenelor, ar fi fost mult mai rău. Asta e acceptabil. Dar ție nu-ți crește barbă, mă băiatule. De ce te dai cu aftershave? Este complet... Ricky, de ce nu ești supărată din cauza asta? N-are nicio logică. Putea să aleagă din toate fetele din lume. Și a ales-o pe ea. Și Ricky, ai fost plecată cât? 5 minute? Nu, e în regulă, serios. Zane poate angaja pe cine vrea. Bună, fetelor. Nu vorbești serios. Păi eu nu voi mai călca pe acolo, atâta tot. Poate ar trebui să facem toți asta. Trupa poate găsi alte locuri în care să cânte. Nu, vă rog să nu vă schimbați viețile pentru că eu și Zane ne-am despărțit. Ar trebui să fiu acum acolo pentru probe de sunet. Ai grijă. Bine, spune și mie cineva ce se întâmplă. Sora ta e noul manager al cafenelei. Vreau ca personalul să mă... Poate în sfârșit, cu banii ăștia se mută și altundeva, că stă în mizeria de baracă împreună cu băiatul ăsta și nu poate ăla să vină cu prieteni cu din alea acolo. Trebuie să transform total locul ăsta. Nu sunt aici să-mi fac prieteni. Dacă cineva nu se poate implica 100%, pleacă. Cum ar fi poți să se numească Sophie's în loc de Ricky's? Bine. Deși nu sunt atât de sigură de restul personalului. Sunt cu ochii pe ei pentru tine. Eu îți arăt calea și vei ajunge departe. Pune-o acolo. Și apoi toate toaletele vor trebui curățate bine. Sigur. Eww. Ok, cam nasol. Dar cred că o dă ea afară pe Bella, că oricum n-o suportă. Ce se întâmplă aici? O, nu știu, dar cu siguranță nu este rock and roll. Nu atinge asta. Sophie face schimbări de stil. Ei bine, nu rămâne destul loc pe scenă.
Sophie, aia se plâng este de palmier. Da, noua aranjare nu prea se potrivește cu muzica noastră. În ce sens? Să fii sănătoasă, că la asta și așa nu-i pasă. Ce aranjare? Pentru ce sunt toate prostiile astea? Zain mi-a lăsat autoritatea de a reamenaja locul ăsta și asta imediat. Vreau să fac o atmosferă tropicală, de plajă. Îmi place? Ce pupin curist ești, Geoffrey! Bună, fetelor! Pentru tine... Îmi place noua înfățișare. Și tu, în special, arăți minunat acolo. Opa, dar nu bău ceva stricat, să ce s-a făcut rău. Ce-i face complimente? Aftershave. Spirit parfumat. Trebuie frumos. Trebuie să fie floarea. Oh. Noroc. E alergică la aftershave-ul lui. Scuze, băieți, lăsați-mă să mai încerc o dată. 1, 2, 3. Sau poate e alergică la jungla aia de acolo? La ceva e alergică. La floare, la junglă sau la Will? Dar Will, ținând cont că nu mai era lângă ea. Floare sau junglă? Alergie de sirene. Ai ochii umflați. Da, cred că e alergie. Mm-hmm. Mulțumesc, dar nu mulțumesc. Da, scap eu de asta. Sau scuze, poate că e jungla. Încercăm încă o dată cântecul? Dacă e iar strănută... Sophie, vrea să închideți boxele! Ce? Dar facem probe de sunet, nu avem cum. Să fie închise. De... Nu prea cred. Să cântăm piesa de rezistență. Oh! 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 Frumos! Nice! Fă-i în ciuda! Fă-i în ciuda! A înghețat alea din greșeală. Nu-și poate controla puterea. Oh! Nice! Nice! Asta ar trebui să se întâmple? Cât de tare cumva a fost asta! Am transformat toate băuturile în jeleu. E un dezastru, am pierdut controlul. Deci, în mod normal, când strănuți, nu... Transform tot în jeleu? Nu, nu, e prima dată. Ei bine, dacă mă gândesc bine, ai creat un nou desert. Cred că este din cauza florilor acelora la care ești alergică. Sau la Sophie? Ar trebui să faci un control. Ei bine, nu mă pot duce la doctor. E aftershave-ul lui. Noroc. Să merg la un doctor și să-i spun că puterile mele magice de sirenă se accentuează, nu? Dar totuși, n-ar trebui să funcționeze așa. Adică ar trebui să strănute când e lângă el. Da, acolo pe șine era super departe de el. Și la un moment dat o strănuta iar așa și iar. N-ar avea sens să fie aftershave-ul lui. E cam trasă de păr treaba asta. Sau să scăpăm de tine. Este în regulă. O să te ajutăm noi. Cu ce? Cu ce ajutați voi? În caserile de azi. Ți-a venit... Ai avut o zi plină? Și locul arată diferit, cu siguranță. Am făcut câteva schimbări, sper că nu te superi. Știi cum e viața, oricum e într-o continuă schimbare. Ce? Sunt bucuros că ești aici. Hai, Sictir! Ăsta la un moment dat o să dea în gât perechii că-i sirenă la asta. De ce presim că o să ajungă acolo? Din greșeală se scapă sau se întâmplă ceva. Arată minunat. Rețeta secretă a familiei Sertori? Bineînțeles. Mi-am pierdut apetitul. Da, ce e preferata ta? Era. Și ce s-a schimbat? A văzut-o cineva pe Cleo spălându-se pe mâini? De fapt, o vede cineva vreodată spălându-se? Bineînțeles că da. Mi se pare ridicol. Este? Milioane de germeni pot fi împrăștiați. De ce a apucat-o așa deodată? Asta înainte să devină o profesionistă în mâncare la cafenea.
Sophie spune că manevrarea igienică a mâncării e prioritatea numărul 1. Ei, dacă ai fi știut cum este Sophie cu adevărat, n-ai fi urmat-o de aproape de la început. Ce știi tu? Mult mai multe decât tine. Sophie conduce o cafenea de succes. Tu doar hrănești delfinii cu pește urât mirositor. Aș prefera să lucrez toată ziua cu pești mirositor decât... Măcar o dată aș vrea să savurez o masă în liniște. Păi și a cui e vina? Educă-ți fata. Vă rog, stați jos și mâncați. Nici gând. Și Cleo, pentru ce a plecat? Ea pentru ce s-a supărat? Putea să mănânce liniștită. Nu pot trăi așa. Kim a luat o raznă, stilul Sophie. Hei, Hapciu. Nu am, știți voi, de cel puțin 12 ore. Wow, poate doar ești alergică la Sophie? Sau poate la Will? Cu toții. Ce suntem? Oh, nimic. Tocmai le spuneam fetelor că am reușit să-mi țin sub control strănutatul. Apa este una dintre puținele substanțe care chiar crește în volum în timpul înghețului. Astăzi vom măsura exact expansiunea. Ok. Ești bine? Da, doar testam. Măsurați volumul apei din recipiente, turnați apoi în aspiratorul plat și comparați cu creșterea în volum în timpul înghețului. Ți-am spus că nu ai de ce să-ți faci griji. Și-a înghețat toate apele din laborator. Aș putea să știu ce se întâmplă aici? Slime peste tot. Bine, cine este responsabil pentru asta? E o glumă prostă. Eu sunt. De ce? De ce zici tu? Oricum nu s-ar fi prins că e Bella sau ceva. Pur și simplu ar fi rămas un mister și aia era. Îmi pare rău, trebuia să fie o glumă. Te-ai panicat. Sigur. Nu este amuzant? Curăță tot. Asta e singura reacție? Nu-l lasă corigen, nu amenințări, nu-ți sunt Bella, părinții? Nu înțeleg, tu? Nu au fost flori de data asta. Amenințările comuniste ale profesorilor? Dacă nu-mi dau seama repede, nu mai pot merge la școală, Will. Nu mai pot ieși, nu mai pot face Will. Nimic, s-ar putea să rămân atât. Așa. Nu-ți face griji, te ajutăm să rezolvi asta. Nu-i așa, Ricky? Da, poate tăcăind cu o bilă de aceea mică de plastic. Și cum rămâne cu trupa? Nu e vina lor că vom rata spectacolul. Păi, nu-l vei rata. Cum? Pentru că... Pentru că? Pentru că... Pentru că îți vom găsi un înlocuitor. De asta ai nevoie. De cineva care să cânte până rezolvăm asta. Cine? Cleo, cea mai cântăreață dintre cântărețe. Păi trebuie să fie cineva care să știe trupa și toate cântecele și... Să fie prieten. Cineva în care să ai încredere că va renunța când vei fi bine. Cineva ca... Ca cineva nici care gând. N-are voce. Nici gând. Adică Bella poate să înțeleg că nu știe că Cleo n-are voce, dar Ricky știe că nu are voce. 1, 2, 3, 4. Încerc să fiu ca toată lumea când nimeni nu mă înțelege, așa cum faci tu. Bine, bine, bine. Oprește-te. Este... Groaznic. Oprește-te. Cum am descurcat? Sunt puțin răgușită. Oh, da, asta era problema. Parcă erai o pisică pe moarte. Nu era ideea că îi distrezi pe clienți? Fără să le spargi timpanele? Kim, cu ajutorul meu, atent și personal, sora ta va face furori în scenă în foarte scurt timp. Mm-hmm. Da. Sigur. Sincer, că da. Cum am descurcat? Groaznic. Cleo, groaznic. Draga mea, ești cea mai bună șansă pe care o are trupa. Deci, Bella pare să fie în regulă o vreme și apoi se întâmplă ceva care... O face să strânde din nou. Și a început la cafenea. Hai, men, că-i penibil. Spuneai cât voia să vă prindeți. Face niște modificări de stil? Dacă numești stil niște palmieri și niște flori... Dacă a început acolo, probabil ești alergică la una dintre ele. Dar nu era nicio floare în clasă. Dar dacă era vreo fereastră deschisă, putea fi de la ceva din grădina școlii. Deci, hai la cafenea să aflăm la ce plantă ești alergică. Scăpăm de ea și ești vindecată. Serios, Ricky, se întoarce la cafenea? Orice în momentul ăsta. Bine, să faci... De ce nu aștepți aici? Te anunțăm ce se întâmplă.
Că dacă îi vezi pe aia împreună, ți se face și mai tare rău. Nu mă pot ascunde de Zane toată viața. Cine spune că te ascunzi? Te ascunzi de relația lui Zane cu Sophie. Mă bucur să vă văd. Kim vă va lua comanda. Bella este bolnavă, dar am găsit o înlocuitoare foarte talentată. Haide, haide. Cleopatra Sertori. Kim deja m-a avertizat în privința ei. Oh, dă-i o șansă. Oh, ce jegoasă, Kim. Surpriză, iar publicul o va iubi. Dar ea se ascunde acolo în spatele... Bine, dar sau dacă nu-mi place de ea, acolo? Plecați cu toții de aici definitiv. Deci o să plecați cu toții definitiv, frumusico, presupun. Vei fi vedetă! Chiar crezi că e o idee bună? Da, cu siguranță. Acum încă un lucru rapid despre garderobă. În principiu, poartă ceva scurt și strâmt. Scurt și strâmt. Bine. Da. Nu știu dacă ai neapărat pentru public sau pentru Nate, dar sigur. Opa! Dar ce spionează ea aici, oară? Kim, avem nevoie de niște băuturi aici. Cred. Nu te plătești să gândești. Nu plătește să creadă, i-a zis că crede, nu că gândește, dar sigur. Verificăm întâi cuantele în ghiveci, apoi cele de decor. Mulțumesc, Will, te-ai descurcat foarte bine cu toate astea. Mhm. Păcat că strănută continuare din cauza ta. Oh! Oh! Oh, da. Mai repede, Kim, 100%, ți-amintești? Da, știi ce-i super aiurea? Și Ricky era pe lângă el și n-a strănutat deloc. Și Cleo a stat pe lângă el și n-a strănutat deloc. Doar Bella. Las-o așa. Credeam că ești bolnavă. Nice! Luat-o! Ți-am spus să nu folosești viteza maximă! Nu am folosit-o! Ești concediată! Cine? Pleacă din fața mea! Nici n-am apucat să fac cântecul că cineva va fi dat afară! Că direct a concediat-o, mamă, dar ce rapidă e! Wow! Ar fi bine să cântați cum trebuie în seara asta sau plecați! O suportă cineva pe tipa aia în afară de fratele ei și Zane? Nu cred. Tot nu e așa enervantă precum Charlotte. Să fii serios. Ai avea un talent. Mamă! Cleo, zici că ești... Nici nu vreau să zic ce mi se pare că ai... Aoleu. Deci până nu vine... Ricky să remedieze situația. Bună tuturor! Bine ați venit la Ricky! Da, ăștia 7 oameni care sunt acolo. Vă voi cânta un cântecel. Lasă cântecul, ce ai zice de o tumbă? Într-un minut. A făcut intenționat. Deci intenționat. Cât de jegoa. Vai. Vai. Mi-am dat seama. Ce? Strănutatul. Poftim, să pun. Fă-l supăraie, dar fă un duș și nu mai folosi aftershave-ul ăla. Ce caută ea aici? Îi spun să plece. Nu. Lasă-o în pace pe Ricky. Ce ai în păr? Încercăm să arătăm profesionist. Adică am fost eu tot timpul? Oricum, pe cine încerci să impresionezi? Se pare că aftershave-ul lui Will are un soi de extract în el care nu este prea prietenos cu sirenele. L-am mirosit la tine, m-a făcut să scănuși și pe mine, dar se pare că tu ești mai sensibil la el. Posibil, da. Asta ar avea mai mult sens ca ea să fie mai sensibilă pentru că și ea sta pe lângă el.
Dacă ne-a mirosit direct din ăla, atunci a fost punctul culminant. 2. Unde ai voi? Te rog. O, săraca Cleo era traumatizată. Bună tuturor! Mulțumim că ați venit! Am vrea să vă cântăm câteva din cântecele noastre. Bine? Da, totul e bine că se termină cu bine! Și că se spală Will! Deci o să-ți găsești altă slujbă? M-am gândit. Sunt angajați în lume, ca tine, și apoi sunt oameni făcuți pentru lucruri importante. Nu mă mai angajez în altă parte decât dacă eu sunt șefa. Da, asta super. Este un gând înfricoșător. Baftă, baftă, Geoffrey. Hei, ți-am luat ceva ca să-ți mulțumesc pentru ajutor. Un alt parfum. Aftershave. Dar de ce aftershave? Ăla se dă după bărbierire, că de-aia zice aftershave. El n-are barbă. Mulțumesc, dar eu ar trebui să fiu cel care se revanșează. Nu înțeleg de ce mirosul m-a afectat doar pe mine. Adică și celelalte fete erau în jurul tău. Da, nebună, dar na. Da. Asta probabil pentru că atunci când suntem în aceeași cameră, tu ești cea lângă care stau cel mai aproape. Interesant. Ce-am pierdut? Testam pentru alergii la sirene. Bine, ce părere ai? Perfect. Foarte drăguț. Wow! Wow! Mă duc să mă spăl. De ce să te mai dai cu aftershave? Nu știu nimica. Nici eu, m-am gândit doar că fac o glumă. A fost amuzant. Ricky Nostimo, ai ars carnea. Ce nebună ești, ai carbonizat e, dar bine. Sigur, vă mulțumesc tare mult și aveți grijă de unde vă cumpărați aftershave-uri din astea, că, na, aștept părerile voastre în legate de ce s-a întâmplat azi. Practic, nimic. Bella a avut o alergie și... cam atât, nu? Adică, da, sezonul ăsta e mai... primele două mult mai faine, recunosc. Bine, ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi, numai bine!